Tase pentru informații. Apropo de competiție și de maraton, un alt fel de maraton s-a desfășurat în weekend la Brașov, un maraton de 24 de ore de înot. Echipa Pod Mai Mult, echipa colegului Dani, formată din înotători ce își pot folosi doar 30% din capacitatea corpului, echipa a participat la acest maraton și, ce să vedeți, au ocupat un loc onorabil. Timpii sunt spectaculoase, dar mai ales inițiativa este una deosebită. Hai să vedem un material interesant despre ce s-a întâmplat în weekend la Brașov și apoi ne întoarcem la Neața. Astăzi ne aflăm la bazinul olimpic Mihai Mitrofan din Brașov pentru a 21-a ediție a maratonului celor 24 de ore de înot. Sportivii din spatele meu înoată câte o jumătate de oră într-o ștafetă de 12 participanți. Opțional, fiecare echipă poate să aibă două rezerve. Înoată câte o jumătate de oră, fiecare având posibilitatea să facă 4 schimburi în cele 24 de ore. Oricine se poate înscrie, nu avem nicio restricție vis-a-vis de sex, vârstă, singura condiție este să știe să înoate. Anul ăsta avem un participant de 4 ani. Și e cel mai tânăr și cel mai vârstnic a avut vreo 80. Este clar că în momentul în care vezi un participant în cărucior cu rotile, care înoată cot la cot cu tine, nu te poți plânge că nu mai poți. Limitele normal că urcă. Maraton. Suntem obosiți, dar încă mai putem. Mai avem câteva ture și aproape am terminat cele 24 de ore de not. Sunt mulțumită de ce am făcut anul ăsta față de anul trecut. Și sper la anul să pot mai mult. Să pot mai mult. Suntem în a doua zi de maratonul celor 24 de ore de not. Mai avem încă doar două schimburi și se încheie ediția 21 a acestui maraton. Noi suntem foarte mulțumiți de ceea ce am făcut, de ceea ce am realizat și vreau să mulțumesc coechipierilor mei că s-au întrecut pe sine. Vreau să mulțumesc lui Dani, vreau să-i mulțumesc lui Andrei, vreau să-i mulțumesc lui Tavi și tuturor colegilor mei că au dat tot ce au putut din ei ca să ajungă cât mai departe și să-și depășească limitele. Anul viitor o să-mi dau silința și o să fie mai bine. Sunt mulțumit de ce am făcut până acum. Am înotat de fiecare dată câte 800 de metri. Mi-am propus să înot 1000 de metri, dar am reușit doar 800. E un rezultat bunicel. Pentru la anul ne propunem să ieșim în top 5. Adică să urcăm cât mai multe locuri în clasament. Păi iată, ne-a ajuns și pe ultimii 10 de metri, 10 metri,
După 24 de ore nedormiți, mi-am bătut propriul record, ieri 500 de metri a 600 la 9200. Sunt mulțumit și de mine și de echipă, suntem forță. Este a doua zi. Eu am participat și anul trecut, a fost mult mai bine anul ăsta, fiind al doilea an care particip. Am știut la ce să mă aștept și din punctul meu de vedere a fost ok. Am scos mai mult față de anul trecut și o să particip și la anul cu mare drag.